Bună seara, dragii mei! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Oricum ar fi, simțiți-vă ca la voi acasă. În această seară o să continuăm seria noastră de povești horror cu o nouă povestioară. Aș putea spune eu o povestioară din care cu toții avem de învățat, fie că suntem tineri, fie că suntem mai bătrâni. Aș putea spune că nu este chiar o poveste horror. Nu este o legendă din bătrâni despre fantome și năluci, dar este o poveste, mai degrabă o pildă, aș putea spune, care să ne dea destul de mult de gândit. Poate pentru unii dintre voi este o poveste horror, poate pentru unii dintre voi este o pildă creștină. Eu, după cum v-am spus, am inclus-o la categoria horror pentru că în ea este diavolul. Și este diavolul care a câștigat destul de multe suflete pentru a le duce la iad. Dar dacă e să învățăm ceva din ea și e să tragem o concluzie la sfârșit, eu cred că cel mai bine ar fi să fie numită ca o poveste din care avem de învățat, ca o pildă din care avem de învățat. Este jumate pildă, jumate poveste horror. Sper să vă placă și mai multe nu vă zic. Vă las pe voi să descoperiți ceea ce eu numesc o pildă horror, aș putea spune. Așa mi-a plăcut mie să o numesc. Rămâneți până la final. Era un călugăr pusnic, cu foarte mulți ani în urmă, cu numele Ilarion, mare sihastru. Avea aproape 100 de ani. S-a rugat lui Dumnezeu câțiva ani buni. Doamne, să-mi arăți și mie care este sfatul dracilor cu care ei câștigă cele mai multe suflete pentru împărăția iadului. Care-i meșteșugul lor și ce metodă au de a întoarce pe oameni de la calea cea bună pentru a-i face robii păcatului și a-i duce în infern. S-a rugat părintele un an, doi, trei, și nu i-a răspuns Dumnezeu, până într-o noapte, în care el, stând la rugăciune, la el în chilie, aude un glas. Ava, Ilarioane, ce este, Doamne? Înarmează-te cu Sfânta Cruce, ia toiagul în mână, ieși din chilie, și mergi în poiana din apropiere, iar când vei ajunge acolo, stai lângă un copac, dar să nu te temi de ce vei vedea și ce vei auzi. Stai acolo și uită-te în mijlocul poienii, până voi veni. Bătrânul, când a auzit că i-a spus să se înarmeze cu semnul Sfintei Cruci, a știut că este de la Dumnezeu chemarea și a plecat. S-a dus bătrânul în poiană, s-a așezat lângă copac și deodată, în mijlocul poienii, apare un tron împărătesc, parcă era de foc și fulgere. După aceea, vede că vine satana și se așează pe scaun. Avea umerii ca nicovala, pielea lui era ca cerneala, cu perica de urs, cu ghiare puternice. Avea o coroană făcută din șerpi și ținea în mână un toiag cu cap de balaur. Când l-a văzut, și-a făcut cruce. Satana s-a așezat pe jilț și a bătut de 3 ori din palme. Deodată văzduhul s-a umplut de cete drăcești, pâlcuri de draci, mii și milioane de draci. Unii care păreau să fie cei mai mari, boieri de iadului, stăteau aproape de el, alții deasupra pădurii, iar alții prin văzduh. Bătrânul nu s-a temut, ci s-a însemnat cu semnul crucii și a stat atent. După ce s-au adunat toți diavolii, s-a ridicat satana în picioare și a zis: v-am adunat în această noapte aici pe toți, căci vreau să fac un examen cu voi. Trebuie să dați un examen greu. Știți voi de ce v-am chemat aici?
Iar unul din mulțimea de draci a zis: Stăpâne, nu știm. Iată de ce v-am chemat aici. Să iasă la raport fiecare dintre voi care știe cel mai bine să înșele oamenii și a-i duce în împărăția iadului pentru totdeauna. Să-mi arate cum înșeală el lumea și cum îl prostește pe om de-l duce la munca cea veșnică a iadului. Cel ce mă va lovi în gândire, dacă are să-mi spună cel mai bun sfat de a înșela omul, așa cum gândesc eu, îi voi da să conducă 3 minute iadul. Îl voi pune împărat 3 minute în locul meu. Atunci a ieșit unul din mulțime și a zis: Să trăiești întunecimea ta. Am venit să spun cum înșel eu omul. Ei, ia să vedem. Păi eu îi spun omului așa: Măi omule, mai du-te la biserică, mai postește, mai roagă-te, mai fă și fapte bune, dar nici cu dracu să nu te strici. Mai du-te la restaurant, la jocuri de noroc, la petreceri, la crâșmă, ca și cu lumea asta să te mai veselești, că ești tânăr și o viață ai. Cu această metodă am înșelat foarte mulți întunecimea ta, că oamenii sunt proști și așa îi aduc în iad. Le dau un gând că altă putere n-am, din iad altă putere nu ni s-a dat nouă. Îngerii din rai au putere de la Dumnezeu să-i dea în gând omului să facă bine, iar nouă să facem rău. Dar ca să-l obligăm nu putem, că omul are de sine stăpânirea lui, dată de bunul Dumnezeu. Nu putem cu sila să-l facem să păcătuiască. Când ies de la biserică, unii se opresc în cârciumă și tot așa fac cu fiecare om. Și a întrebat Satana: Pe mulți ai păcălit? Da, mulți întunecimea ta. Ei află că ai înșelat pe cei mai proști decât tine. Dar n-ai făcut nicio ispravă. De ce întunecimea ta? Păi tu îi spui omului să se mai roage, să mai meargă și la biserică, să facă și fapte bune, să meargă și la crâșmă, să se joace la jocuri de noroc, pe urmă să meargă la distracții nepermise. Dar Hristos îi spune de Evanghelie: Nimeni nu poate sluji la doi domni. Omul, fiind cu frică de Dumnezeu, se lasă, căci vine îngerul și spune: Măi omule, nu poți umbla pe două cărări, ori cu Dumnezeu, ori cu dracul. Deci, să știi că n-ai răspuns bine. Și a chemat Satana pe un comandant din cei mai mari ai iadului și i-a zis: Ia-l în spate, du-l în adunare și dă-i 10 toiage. Să-l trimiți în fundul iadului, că-i prost. Atunci iese altul la raport: Să trăiești întunecimea ta. Dacă nu te-ai mulțumi eu, altul nu te mai mulțumește. Ei, să te văd, viteazule, cum te cheamă? Scărăbuță mă cheamă. Și cum înșeli tu pe oameni? Iată cum întunecimea ta. Eu îi spun omului: Măi omule, nu este Dumnezeu și rai, nu este drac și iad, nu există decât această lume. Fă ceea ce vrei, trăiește plăcerile vieții. Dacă ai femei, bani, cinste de la oameni, dacă ai băutură și mâncare, casă și bogății, multe, ceea ce-ți dorești, aici e raiul, iar dacă nu le ai, aici e iadul. Deci, asta-i tot. Și ai înșelat mulți? Da, mulți am înșelat întunecimea ta. Ei află că și tu ai înșelat pe cei care îs mai proști ca tine. Pe cei ce știu scripturile nu poți să-i înșeli, pentru că scriptura îi spune omului că există rai și iad, că există muncă veșnică și slavă veșnică. Este pedeapsă pentru păcat, răsplată pentru faptă bună. Scriptura este plină de învățături
și cei ce o citesc știu asta și nu te ascultă pe tine. Ba mai mult, Dumnezeu când a creat omul a pus în sufletul lui simțirea de Dumnezeu. Oricât de păgân ar fi cineva în lumea asta, simte că este o putere nevăzută în sufletul lui și aceasta este conștiința. Conștiința îl mustră când face rău și îl bucură când face bine. Și glasul nu poate fi o reflexie a materiei, ceva material, că e de natură nevăzută. Conștiința este glasul lui Dumnezeu în om și îndată ce a greșit, îl mustră. Așa că și tu treci a fi bătut și trimis în fundul iadului, prostule. Ei, și acum dintre cetele dracilor a chemat altul la raport. Dar era o tăcere între pâlcurile drăcești și nu ieșea nici unul, că se temea de bătaie și de rușinea iadului. Satana a așteptat și a zis, dacă cel ce iasă acum și vorbește, așa cum vreau eu, acela va fi general peste cetele drăcești și va sta în locul meu 3 minute. După ce a zis Satana așa, din pâlcurile de draci nu a mai văzut absolut nimic și nu a vrut să iasă nimeni, nici măcar unul. Totuși, după un timp, iese unul ghebos cu 4 rânduri de coarne, un picior de rață și unul de cal. Avea semnele iadului pe frunte, coada era lungă și când a ieșit, s-a dus înaintea Satanei și i-a zis, să trăiești întunecimea ta. Cum te cheamă? Sarsailă mă cheamă. Ehei, te văd bătrân și ghebos, mi se pare că tu știi ceva meșteșuguri de a înșela oamenii proști. Nici întunecimea ta nu știe ce știu eu. Bine, să te văd. Eu am un meșteșug, că am îmbătrânit în lupta cu sufletele oamenilor de atâtea mii de ani de când tot îi înșel. Și cum ai reușit să aduci atâtea suflete la iad? Eu nu am să spun nici ca diavolul cel dintâi care a ieșit să spună că să meargă omul și la biserică și la petreceri. Și nici ca cel de-al doilea care a spus că nu există nici rai, nici iad. Eu îi spun omului așa. Măi, omule, este Dumnezeu, este drac, este înger, este rai și este iad. Este muncă și slavă veșnică. Dar mai ai vreme, ești prost? Chiar de azi începi fapta bună? Iar dacă e copil, îi spun așa. Măi, băiete, tu de acum ai de trăit, ești mic, vine tinerețea și trebuie să te căsătorești, trebuie să petreci în lume, nu cumva să-ți pierzi tinerețea așa degeaba. Iar dacă e tânăr, îi spun, după ce te vei căsători, abia atunci să începi fapta bună, acum mănâncă, bea, distrează-te, fă toate răutățile de pe lume, că doar ești tânăr, te va ierta Dumnezeu. Că el știe neputința omului pentru pocăință, mai lasă pe mâine, lasă pe poi mâine, lasă pe la anul mai încolo. Și așa îl învăț pe om să amâne pocăința de azi pe mâine, de mâine pe poi mâine. Ce milostenie vrei să faci acum? Taci din gură! Te pocăiești aproape de moarte. Vrei să postești acum să cheltuiești sănătatea trupului? Lasă la bătrânețe, că postul este pentru cei bătrâni. Vrei să te rogi să pierzi tu atâtea ceasuri rugându-te lui Dumnezeu? Acum ai treabă să crești copii, să le faci avere, să-i căsătorești, să te distrezi. N-ai timp de Dumnezeu. Și îl încurc cu grijile vieții. Și tot îi spun, lasă pe altă dată. Cu cât se bate păcatul în fire, prin obișnuință mai adânc, cu atât nu te mai poți lăsa de el. Văzut ai întunecimea ta în arama rugina verde? Arama, dacă o curățai în fiecare zi, strălucea ca aurul, însă dacă s-a lăsat ani de zile, a prins rugina verde și nu mai poți spăla cu nimic în lumea asta. Așa e și sufletul omului. Când îmbătrânește în păcat,
Dacă nu l-a lăsat azi păcatul, să nu creadă că poi mâine, ori mâine îl va lăsa mai ușor pe măsură ce trece timpul. Păcatul se învechește, se bate în fire și obiceiul devine o a doua natură. Obișnuința se face a doua fire și omul face păcatul fără să vrea, fără să gândească și cu mare nevoie să nu se mai despartă de el niciodată. După ce s-a învechit în el, așa va rămâne pentru totdeauna. Și când văd omul că s-a obișnuit cu păcatul un an, 10, 12, este al meu pentru totdeauna. Așa reușesc eu să înșel, că mii și milioane am înșelat și coborât în iad. Amână tot până când păcatul prinde rădăcini și este tot mai greu, iar când păcatul se ridică deasupra lui și omul vrea să-l lase, nu va mai putea. Și vezi în iad cât s-am coborât cu asta? Atunci Satana zise: bravo, cel mai bun sfat, să-l înveți pe om să amâne pocăința. Acum, pentru că m-ai lovit în gândire, îți voi da coroană și toiagul meu să stăpânești iadul 3 minute și toți să învățați de la el acest meșteșug, proștilor. Călugărul, după ce a auzit și a văzut toate acestea, a văzut pe Satana că a bătut de 3 ori din palme și ca o scânteie s-a stins în văzduh și n-a mai văzut nimic. A rămas uimit de cele ce le-a auzit și văzut. Atunci a venit îngerul Domnului și i-a zis: Ava, Ilarioane, ce este, Doamne? De 3 ani de zile te rogi lui Dumnezeu să-ți arate cum înșeală dracii pe oameni și cum îi duc în iad. Iată, ai văzut cu ochii tăi și ai auzit cu urechile tale. Du-te în chilia ta, ia un caiet, pune mâna pe condei și scrie tot ceea ce ai văzut și ce ai auzit. Să rămână pentru neamurile ce vor veni acest meșteșug al Satanei. Diavolii și-au dezlănțuit mânia lor asupra oamenilor, care sunt creați după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu. Plămada mâinilor sale, toate eforturile lor sunt pentru a aduce cât mai multe suflete în iad. Bătrânul părăsise poiana, merse în chilie și făcu ceea ce i-a spus îngerul. Dragii mei, această povestioară, eu zic că este o pildă mai mult sau mai puțin interesantă pentru unii dintre voi, dar eu consider și personal vă spun că atunci când am auzit-o prima dată, nu numai că m-am gândit de 5 ore înainte de a face un lucru, de a păcătui, dar efectiv mi s-a zbârlit pielea pe mine și știu că poate nu am povestit-o așa cum am auzit-o eu de la cine am auzit-o, dar sunt sigură că mesajul a ajuns la cei ce vor să-l înțeleagă și îl vor înțelege cei ce vor dori să-l înțeleagă. Cam aceasta a fost. Sper că v-a plăcut și sper că ați luat din ea tot ceea ce a trebuit să luați din ea. Am încercat să creez așa o povestioară mai interesantă. Nu știu dacă mi-a ieșit. Dacă nu mi-a ieșit, o să vă strădui pentru data viitoare. Iar voi să îmi lăsați în comentarii părerea voastră. V-am spus, eu când am auzit-o prima dată, vă spun sincer că mi s-a zbârlit pielea pe mine. Sunt curioasă dacă și vouă vi-a transmis ceva. Poate nu neapărat tonul vocii mele, dar mi-aș dori să vă fi transmis mesajul ei ceva și să vă dea de gândit. Vă doresc o seară faină, o noapte bună și aveți grijă de voi. Rugați-vă la Dumnezeu, aveți grijă ce faceți, pe unde umblați și cu cine umblați. Vă pupați!